Assim, se é um radical do meu corpo, radical do meu dono. Agora, desde que o radical do visto, o radical do meu ingredal do preço. Și ce s-a mai întâmplat? Radical din spune, radical din recunde. 3 radical din spune. Dacă vreți, scădem un scoate de radical din spune. Mai simplu e aici. Așa, radical din spune, din care? 3 radical din spune. Radical din spune, va cu 3 radical din spune. Și o punem prima. Deci radical din nimic egal cu 3 pe 4. După ce știm pe radical din Y, egal cu 3 pe 4, locuim și aflăm, dar trebuie să avem pe Y, deci Y egal cu 9 pe 16. Și cealaltă? Deci cea de-a doua, cea de-a doua valoare este... Doamna, trebuie să-i vechi față. 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 Așa, deci putea să-i vechi față, nu? Față la mine. Da. Corect. Deci ca să nu mai vezi, cu colegii spun, o dată ce apar pe radical din Y, să mergem în ecuația asta. Deci radical din Y a fost cât? 9 pe 16. 9 pe 16, de ce? Și zicem radical din X egal cu 3 ore. 9 pe 4. De unde X simplu este egal cu 81 pe 16. Deci perechea X și Y aceasta. X egal cu 81, da? X egal cu 81, X egal cu 81 pe 16. Și Y egal cu... Asta este. Dar cu X-ul poate fi înlocuit cu Y, cu datorită simetrie, o să avem și cealaltă soluție. Bun. Hai să vedem ce e al doilea sistem. Îți propun să scriem aici mulțimea soluțiilor. O să spunem așa. Yes, egal cu mulțimea perechilor. Și pe locul 1 punem X-ul, pe locul 2 Y, și ar să fie, va fi 81 pe 16, 4 perechi, 9 pe 16. Așa. Și o să mă vedem cu ce o să găsim la un doilea alt sistem. Hai să mă spun de al doilea sistem. Iată, repede. Ce de al doilea sistem? Așa. Radical din Y egal cu 2 radical din X. Ne ducem și locuim la radical din Y și vom avea 3 radical din X. Adică radical din X egal cu 3, rezultă că X egal cu 9. X egal cu 1. Și dacă știm radical din X1, găsim radical.
patru funi. Acestea sunt cele patru soluții ale sistemului. Încă o dată, am avut de rezolvat acest sistem simetric prin operarea lui X cu Y, deci sistemul rămâne neschimbat. Ia să vedem, este simetric? Nu, ne-am păcărit. Pentru că urmează, dacă mă opriți pe X cu Y, trebuie doi radicali din Y pe X. Așadar, perica s-a superat. Este o greșeală, da? Pentru că dacă mă opriți pe X cu Y, este aceeași ecuație. Și asta la altă. Deci care rămâne perica? Numai unul pat. Încă o dată, vedeți? Un moment din atenție și riscăm să venim cu soluții care nu trebuie să luate în seamă. Câtă vreme sistemul nu este simetric, iar sistemele la care am ajuns, da? Cele două sisteme la care am ajuns, iar prima ecuație este simetrică, dar cea de-a doua ecuație, acolo cu X cu Y, vine radical din cât aici? Din Y pe X. Și nu este aceeași ca și mine. Deci nu am voie să spun că am de-a face cu sistem simetric. Așadar, nu am venit ca aceasta și cu cea pe care am găsit-o. Atât am voie să înțeleg. Da. Să vedem mai departe. Și anume. Să se rezolve. Să se rezolve ecuația 1 supra x plus radical din 1 plus x pătrat x plus radical din 1 plus x pătrat așa și 1 bine plus 1 supra x minus radical din 1 plus x pătrat egal 1. Nu e egal. Plus 2 egal 0. Plus 2 egal 0. Este o ecuație, cum se zice noi, ecuație irațională aceasta. Cum rezolvăm ecuația irațională? Mai întâi să punem părinții. Care ar fi? Aceea să fie diferit de 0. Da? Diferit de 0. Ce pot înseamnă inimă? Radicalul nu este ca la valoare, ci sub radicalul din în parte. Deci 1 plus x pătrat mai mare egal ca 0. Dar 1 plus x pătrat nu este tot timpul 1 plus x pătrat. Nu cred că mai are asta. Deci asta e de prisos. Hai să vedem cum lucrăm, cum propui o să facem. S-a pus în același lucru. Poți. Hai să vedem. Părerea următoarea. Thank you.
Era cuștită. Nici am adus mai cu un viitor. Câtă vreme s-a pus la același viitor, deci un toron de prisos. Așadar, iată ce devine ecuația. Radicalul în radical se reduc. Aia că x plus 2x. Deci 2x plus. Plus 2. Ce este aici? X pătrat minus x pătrat minus 1. Deci vine minus 2. Minus 2. Egal cu 0. 2 pentru că x nu sunt egal cu 0, x egal cu 1. Deci singura soluție rămâne x egal cu 1. Mai departe, iată, să vedem următoarea lucru. Să dăm familia de parabole, f inicient de x, f inicient de x, egal cu 2 plus 3 totul de înmulțit cu 2 plus 3 totul de înmulțit cu x pătrat, minus 7 plus 2 totul de înmulțit cu x, minus 4 e minus 5. Asta e familia de parabole. Și prima întrebare. Să se determine el. Astfel încât graficul funcției să treacă prin punctul P de coordonate. Graficul funcției. Să treacă prin punctul P de coordonate. 1 și minus 1. Graficul funcției să treacă prin punctul de coordonate 1 minus 1. Nu te grăbi. Nu te grăbi. Ce înseamnă că trece prin punctul 1 și minus 1? Când graficul trece pe la 1, prin acest punct, x-ul devine 1, iar y-ul devine minus 1. Deci asta ar fi echivalent, va spune că y de minus, y de 1 e dat cu minus 1. Echivalent cu y de 1 egal cu minus 1. Păi dacă trece prin punctul ăla, prin punctul respectiv, nu înseamnă că x-ul este 1 și y este minus 1, când trece pe acolo. Categoric asta înseamnă. Și asta înseamnă, practic, echivalent cu. Cu ce se face? 2 plus 3 te mulțit tot cu 1, nu? La pătrat. Minus, partid 7 plus 2 ori 1, minus 4 minus 5, egal cu cât am spus, cu minus 1. Și echivalent cu 2 ori plus 3, minus 7 minus 2, minus 4 minus 5, echivalent. Minus 9 m. Minus 4. Da. Adică m egal cu minus 1 pe 3. M egal cu minus 1 pe 3. Faptul că graficul trece pe acolo, faptul că graficul trece pe punctul respectiv, neapărat în clipa aceea, x-ul este x-ul punctului, iar el înseamnă el punctului. Și am urcat acolo, atât, am prins valorile lui el. Foarte formulat. A fost prima întrebare. 2. Să se determine el, astfel încât, f de x mai mare ca 0, oricare ar fi x real. F de x mai mare ca 0, oricare ar fi x real. Deci cine este el? Așa încât, în clipa în care locuim aici pe el, f de x să fie pozitiv tot timpul. Ca să fie y cu pozitiv tot timpul, ne gândim la semnul funcției de gradul 2. Când punem plus peste tot? Ca să punem plus peste tot,
să nu, să nu existe rădăcini. Și au pozitiv, se pune în semnul său. Deci echivale cu acolare. Delta mai mic decât 0, da? Și A mai mare strict decât 0. Deci delta negativ, să nu avem rădăcini, vă rog să vedeți cum facem semnul X pătrat, X pătrat plus X plus 1. Cum facem semnul acestei funcții? Poftiți. Cum facem? Am găsit rădăcini, îmi place delta e negativ, nu are rădăcini, neavând rădăcini, se pune peste tot semnul A. Deci așa se procedează. Se pune peste tot semnul A. Când delta este negativ. În cazul nostru, al celui delta negativ și au pozitiv, ca să pune peste tot semnul lui A. Mergem mai departe. Hai să vedem aici, să rezolvăm. Delta, cât este? Delta egal cu? Deci 7 e plus 2 la 2, da? Plus 4 pentru 2 e plus 3 pentru 4 e minus 5, egal mai departe cu delta egal cu 49 e încercat. Da? Plus cât? 28 de ani plus. Extraordinar. Da, se poate. Da, facă să nu. Gata? Ce este? N-am înțeles. Care e problema? Da. Plus 40M. Plus 40M. Toată lumea este atentă să nu greșim la calcul. 10. Da. 49 pe 48 plus 60 pentru 40. Deci plus 60 și plus 60 minus 60. E bine? Nu e fandă. Încă 3 ori minus 5, deci minus 12. Dar pentru că rețină, de ce e minus 12 aici? Păi da, minus a rămas aici. Deci lasă-l aici minus. Și plus 12. Și acum sunt mai capul. Da. Deci minus, trebuia să spune un minus în față. Așa, da. Ori scoteai un minus în față de apus. Dacă pui plus, atunci pui plus la plus. Nu, păi trebuia să schimba în doi. Nu se poate doar unul de așa unul. Deci acum să luăm capul. Și aici este minus asta. Și este egal cu. Și spunea că ții să pui un plus aici. Și vine cu minusul, îți spune plus acolo și plus, plus aici. Am. Hai să vedeți că acum am mai multe. Păi stai o secundă că este în împărtătare aici plus 3 2. Deci plus. Da. Mai plus. 8 ori 5, 4, 10. Plus 8. Plus 60. Și egal mai departe. Pentru că totul mai lucrăm în bancă, nu stăm așa acasă. Vă rog să fie fácil. Plus 96M plus 64M plus 96M plus 60 și 96 plus 64, bine?
Deci avem locul. Avem următoarea din ecuație. 81 e pe capul, 161. Plus 64. Nu egal cu 0, cea mai mai mică decât 0. Și adaugă de desubt că A mai ca 0. Cine este A în cazul de față? Cine este A? 2n plus 3. 2n plus 3 mai ca 0. Rezolvarea acestui sistem, deci a găsi valorile de el care s-a născut la cerința aceasta, înseamnă rezolvarea acestui sistem. Deci, în dreptul său, poți să spui echivalent cu 81 e pătrat. Da? Da. Și? Și 2 plus 3 mai mare ca 0. Cum se rezolvă sistemul de inecuații? Păi, simplu. Adăugăm că semnul la fel și inecuații l-am rezolvat. Intersectăm intervalele găsite. Intersectăm intervalele găsite și astfel. Este vreo greșeală aici? Nu. Nu. Ah. E bine, am reușit în felul ăsta să rezolvăm sistemul de inecuații, adică urmează rezolvări și găsim valorul lui el. Așa a fost formularea pe care am făcut-o în legătură cu existul acesta, a doua chestiune. A treia chestiune. Să se determine așa încât f de x să fie mai mic ca 0, oricare ar fi x de a. Fiți atent la formulare. F de x mai mic ca 0, oricare ar fi x de a. Important de oricare acesta, adică peste tot. De la un capul la altul să punem minuse data asta. Când vom pune asta, dacă și mai dacă, delta? Păi noi mai lăsăm dealul de 5 și ne scurt intervalul. Delta tot negativ. Să nu am delta de 5. Și am mai mic ca 0. Păi gândiți-vă, de ce nu vreți să fiți un pic atenți de preț? Un pic de efort. Că eu doresc să pun de data asta minus peste tot. Ca să pun minus peste tot de la minus infinit, când s-a vedea semnul de la minus infinit la plus infinit, nu trebuie să există rădăcini reale. Prezintă rădăcini reale, înseamnă nu că e intervalul de la minus infinit la plus infinit. În subinterval, de la mică parte cu plus, în data minus. Eu doresc să pun minus de la un cap la celălalt. Ca să pun minus de la un cap la celălalt, trebuie să se întâmple să nu am rădăcini. Și când nu am rădăcini în față de gradul de data, e negativ. Și atunci pun rămâne să pun peste tot semnul lui A. Dar aici am spus, e de x strict negativ. E de x strict negativ înseamnă așa ceva. Dacă luăm și egal cu 0, atunci spuneam la delta și pozitivitatea de egal. Deci când iau e de x mai mic și egal cu 0, delta mai mic egal cu 0 și am negativ. Acestea ar fi, nu? Condițiile astea. Și care ar fi ca și echivalența aici. 81 e pătrat plus 116 e plus 64 mai mic ca 0, la care bucluiesc 2 e plus 3 mai mic ca 0. Că de-a faci din situația anterioră, mă pătrat. Deci, rezolvarea acestea înseamnă și problema asta pe 3 făcut. 4. Să se determine el, astfel încât așa încât graficul funcției să fie în totalitate deasupra axei x. Graficul funcției să se situeze în totalitate deasupra axei x. Ce înțeleg eu cu graficul este? Cum interpretez? Cum neapărat așa prezentat. Nu mai așa. Deasupra axei x. Graficul să fie în totalitate situat deasupra axei x. Deci numai așa trebuie să fie. Ca să, dacă ar fi așa, pe ramurile care se duc, atunci ar trebui să ieși. Deci nu se poate așa. Numai așa. Când se întâmplă să fie situația asta? Graful în totalitate de la care se spune aici.
Și din capire minim au un pozitiv. Apoi și minus delta mai mare ca 0. Minus delta mai mare ca 0, delta mai mic ca 0. Ori așa gândesc. Ori gândesc în felul următor. Să nu tare axa aici, că. Că dacă tare axa aici, la mine se poține cu o bani sub. Dar în prima care tare axa aici, la mine rădăcini. Deci, din nou, cer să nu există rădăcini. Adică delta să fie negativ și au pozitiv. De fapt, a spune că graficul din totalitate deasupra axei X, de fapt, a spune că el e tot timpul pozitiv. Dar el cine este? El de X-ul. Y înseamnă el de X-ul. El de X-ul tot timpul pozitiv. Asta când delta este negativ sau pozitiv. Așa problema am rezolvat. Deci, 2 2 este format acum de mine altfel. În loc să spun el de X mai mare ca 0, am spus ce a format. Graficul în totalitate deasupra axei X. Deci la 4 cerem maxim în paranteză? 2. Pe clasă în 2. Ori spun 2, el de X-ul pozitiv tot timpul, ori spun graficul în totalitate deasupra axei X. Și asta este echivalentul cerem. Delta negativ și au pozitiv. Deci când am spus graficul în totalitate deasupra axei X, e de fapt a spune că el de X-ul e pozitiv tot timpul. El de X-ul Y, totdeauna. Nu? El de X-ul înseamnă Y. Iar 5, să se determine M așa încât graficul să fie în totalitate sub axa X. Deci găsească M așa graficul să fie în totalitate sub axa X. Să fie în totalitate, numai așa trebuie să fie. Deci delta să fie negativ. Sau negativ, iar A o să fie negativ. Dar, de fapt, aș fi spus ce situație e. 3. Da? 3. Deci, echivalentul 3, delta negativ. Și A, negativ. Deci, observați aceeași problemă, dar dacă o formulez la fel, o pot prinde foarte rapid. Este aceeași problemă, dar formată altfel. Deci, mai departe, să vedem. Tot în legătură cu X-ul ăsta, spunem așa. Să se determine M, spunem așa, să găsească M așa absolut între. Minimul funcției, minimul funcției să fie egal cu minus 3. Minimul egal cu minus 3. Minim de F egal cu minus 3. Să atenți că am pronunțat minimul funcției. Dacă minim, cum arată funcția? Cum arată graficul funcției, dacă e vorba de minim? Y păi, așa va arăta. Admite un minim cu vârful în jos și ramurile în sus. Și dacă arată așa, graficul funcției, ce coordonate are cel mai din jos? Punctul V, minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Vârful pătat. Deci X-ul vârfului este minus B de 2A, iar Y cu valoarea minimului este minus delta supra 4A. Deci, cum zice, minim de F, minim chiar de S, minim de F, minimul F este dat minus delta supra 4A. Asta e valoarea minimului. Și cât am spus chestii din probleme? Cât am dat chestii? Deci echivalentul a spune minus delta supra 4A minus 3. Și încă ceva. Am vorbit de minim. Ori minim se realizează când A-ul este pozitiv. Deci mai adaug aici A-ul, adică 2N plus 3 mai mare ca 0. 2N plus 3 mai mare ca 0. Echivalentul. Hai să vedem. Cu cine este echivalent acolo? Da? Egal cu minus 3. Dacă trebuia să aduci același lucru, lucrez un pic așa. Deci vine delta egal cu 4, 3, 12. Delta egal cu 12. Delta egal cu 12. Pe delta la amintit ce l-am făcut. Era undeva făcut.
Gat. E gambe, dove rispecchi per me, che poi io non so. Se faccio il calcolo care singune, va a dare la și că 2 plus 3 nu mai are ca 0 și înseamnă că am rezolvat și problema aceasta. Am găsit dilema așa încât să atinge un minim de valoare minus 3. Un minim de valoare minus 3. Mai departe. Spune-mi așa, să se dedic, să se arate că familia din parabole să se arate, vă spuneți în cuvinte, da? Să se arate că familia din parabole trece prin două puncte fixe, să se arate că familia din parabole trece prin două puncte fixe, ale căror coordonate se cer determinate. Ale căror coordonate se cer determinate. Să se arată că familia de parabole trece prin două puncte fixe, ale căror coordonate se cer determinate. Da, ale căror coordonate se cer determinate. Determinate, adică să le găsim coordonate în cele două puncte fixe. Vă să fiți un pic atenți. Ce înseamnă că familia de parabole trece prin două puncte fixe? Atenție! La o anumită valoare a lui el, am o funcție de gradul 2. Graficul său cu parabolă. Altel, altă parabolă. La fiecare eu, cu altă parabolă. Am o familie de parabole. De ce vorbesc de o familie de parabole? Pentru că el poate să primească orice valoare reală. Concret. Pentru el e egal cu 0. Pentru el e egal cu 0. Obține el de x. Rezultă el de x egal cu 5. 3x pătrat minus 2x minus 5. Asta e funcția. Da. Dacă ne propune pasentrat. Ce înseamnă grafică? Funcția anumită conține de funcție. Deci pentru e egal cu 0, am o parabolă. Un alt e pentru e egal cu minus 1, o altă parabolă. Ia să fie pentru e egal cu minus 1. O altă funcție va fi. Cât va fi asta? Minus 2 plus 3. Deci x pătrat. X pătrat. Minus. Minus 7 plus 2 face minus 5 plus 5 x. Minus plus 4. Minus 1. Iar graficul se va arată într-un fel. Și așa mai departe. Printre, dacă vom traza toate parabolele acestea, una, o altă parabolă, o altă parabolă, probabil că există un punct, sau două chiar, prin care trece întreaga familie de parabole. Deci probabil există un punct sau două, prin care trece întreaga familie de parabole. Adică există niște puncte insensibile la ele. Toate valorile lui M, la fiecare valoare a lui M, voi avea o mulțime de un anumit grafic, o altă valoare a lui M, un alt grafic, și așa mai departe. Pentru fiecare M, de fiecare dată valoare. De fiecare dată, punctele care conțin de graficul, în mare anumită, sunt sensibilizate de el. Însă există un sau două puncte care nu sunt sensibilizate. Ce înseamnă că nu sunt sensibilizate? Y nu ia înseamnă prezența lui el. Y-ul nu ia înseamnă prezența lui el. Dar Y-ul este el fix. Hai să organizăm aceasta într-un alt mod. Și vă spun, F, indice de X va fi egal cu cât ai dacă organizăm? 2MX pătrat. 2MX pătrat. Hai să lăsăm minus 7mx minus 4m plus 3x pătrat plus 2x minus
Haideți să spargă pe mult faptul ăsta, mult pe lângă. Plus 3 x pătrat. Și acum să spuneți, Y-ul nu este influențat de M, dacă și m-a dat M dispare. Deci Y-ul nu este influențat de M, dacă și mai dacă M dispare. Și ar dispare M, pe ce ăsta spune 0? Scrieți cuvinte. Y-ul punctului sau punctelor fixe, Y și punctelor fixe nu sunt influențate de M, echivalent, M-ul dispare, adică nu mai există M. Ori ca să dispară M-ul, coeficientul lui M trebuie să fie egal cu 0. Asta înseamnă 2x pătrat minus 7x minus 4, 2x pătrat minus 7x minus 4 egal cu 0. Și trebuie să rămână aici și, iată, 49 plus 8 ori 4, 32. 81. X-ul 2 egal cu 9 supra 4 și 8. De ce 8? Și X-ul 2 egal cu minusul 2. Iată X și punctelor fixe. Un X-ul este 4 și găsești Y-ul corespunzător și alt X minusul 2 și o să găsim și Y. Ce spune? Pentru X egal cu, X-ul egal cu 4, rezultă că Y-ul este egal cu. Aici e locul Y. M ori 0 dispare. Și asta e 0. Da. 3 ori 16, 48, minus 8, 35. Iată primul punct fix pe 1, pe 1 de coordonate, 4 și 35. Primul punct fix care este insensibil la acele la valoare de el. Insensibil la valoare de el, nu interesează de el. De ce se ia un punct fix? Și o altă, un alt punct fix pentru X2 egal cu? De ce asta dispare? De ce minus 3 pe 2? Păi minus 1 pe 2 la pătrat face plus 1 pe 4, ori 3 face 3 pe 4, minus 2, ori minus 1 pe 2 din plus 1, minus 5. 3. Hai, nu fac așa calculul. Minus 1 și cu 5 fac minus 4. Minus 16 și cu 3. Face cât? Minus 13 pe 4. Minus 13 pe 4. Deci pe 2, al doilea punct fix de coordonate care minus 1 pe 2 și minus 13 pe 4. Iată am arătat că întreaga familie de parabole, repet, al nou familie de parabole, pentru că la fiecare valoare a lui M am alt coeficienți, altă funcție de gradul 2, fiecare cu graficul său. O familie de parabole, de acord? Întreaga familie de parabole trece prin două puncte fixe. Și formarea era așa. Să se arate că întreaga familie de parabole trece prin două puncte fixe, ale căror coordonate se cer determinate. Deci trebuia să dovedim că trece prin două puncte și să găsim și coordonatele celor două puncte. Acum hai să discutăm un pic. Familia de parabole poate să treacă printr-un singur punct, dacă după ce organizăm, e pe lângă ceva, mă fără o singură rădăcină, poate să treacă prin două puncte, dacă ecuația asta, coeficientul lui M, îmi oferă două rădăcini. Cum s-a întâmplat aici, am avut două rădăcini. Sau poate să nu treacă prin niciun punct fix, să nu existe punct fix în condițiile în care
Aici, ecuația asta nu are rădăcini reale. Deci dacă aici nu am rădăcini reale, înseamnă că trece printr-un niciun, că trece printr-un punct fix. Sau prin două. Sau nu există puncte fixe pentru partea liberală. Deci nu există puncte fixe. De aceea, o formulare destul de interesantă, foarte des întâlnită, foarte des întâlnită prin testele care o să apară. De aceea, ceea ce fac acum este, dacă vreți, pregătirea temeinică a situațiilor pe care le vom găsi în teren. Fiindcă în teren, în exerciții care vom avea, vom găsi astfel de lucruri. Încă o dată, se dă familia de parabole. Și în legătură cu această familie de parabole, am format multe întrebări. Dar din faptul că coeficienții A, B, C sunt învățați de N, am putut forma mai multe întrebări. Găsiți voi pe M în condiție. Găsiți voi pe M în condiție. Și mai departe. Și iată ultima formulare a fost aceasta. Nu, chiar ultima, o să mai formulez o întrebare. Și anume. Tot în legătură cu asta, spunem așa. Să se determine expresia E de M. E de M egal cu semn de întrebare. Știm că E egală cu E de N egală cu X1 pătrat plus X2 pătrat X1 pătrat plus X2 pătrat. Să aflăm pe X1 și X2 de aici. Dar am zis că e foarte greu de a afla pe X1 și pe X2 de acolo. Sigur că da. N-am să poți să aflu X1 și X2 la vor fi niște expresii dependente de M. Și cel mai cinstit este să văd aici că asta se scrie S pătrat minus 2T. Da. Adunăm 2X1, X2 și scădem 2X1, X2. Egal mai departe cu X1 pătrat plus X2 pătrat plus de 2 ori X1, X2 minus 2 X1, X2 egal cu mai departe, lucrăm. Dar asta se strânge ca nou la pătrat. Deci este X1 plus X2 totul la pătrat. Și acum, minus 2X1 minus 2. Asta înseamnă că este S pătrat. E cam mai departe cu S pătrat. Unde S, știm formula, este egal cu minus B supra A. Iar produsul egal cu CPA. Produsul este egal cu C supra A. În relație între rădăcini și coeficienți sau relație cu E. Ies egal cu... Asta e Ies egal. Ies egal cu... M plus 2. 2 M plus 3. Asta este Iesul. Iar produsul de desul. 3 egal cu minus 4. Îți dai seama că acum e de M, deci acolo, e de M va fi egal cu E, expresia E de M, egal cu, locuim cu S, 7 plus 2 supra 7 plus 2 M plus 3, totul la pătrat, minus 2, minus, scoatem un minus de aici, plus 2 pe lângă 4 M plus 5, supra 2M plus... De acum să lucrează, adică la pătrat, să găsești expresia în M. Ca asta am cerut, să se găsească E de M știind că... Cum arată expresia în M? De realitate cu X1 și X2. Poate expresie. E de M egal cu... X1... X1 la pătrat supra X2. Egal cu X1 la pătrat supra X2. Plus X2 pătrat supra X1 minus 2 X1 X2 egal. Deci am plătit eu acolo pe X1. Da? X2 la a treia,
Minus 2 x 2 la așa, x-ul x2 la pătrat, totul supra x-ul x2, aici m-am dus la cealaltă mitor. Egal de parte cu e, să vedem aici, x-ul la 3 plus x-ul la 3 cum trebuie. Hai să luăm deoparte, pe x-ul la 3 plus x-ul la 3. X-ul la 3 plus x-ul la 3. Egal cu. Hai să descompunem x-ul cu x2, totul pe lângă. Totul pe lângă. X-ul pătrat minus x-ul x2 plus x2 la pătrat. Acum la 3 plus 2 la 3. Cu cine este egal la 3 plus 2 la 3? A plus B, domnul la pătrat, plus A, B plus B pătrat. Dar x-ul cu x2 este yes, egal cu yes. Pe lângă. X-ul pătrat plus x2 pătrat, dacă tot mai înainte, x-ul pătrat plus x2 pătrat este s pătrat minus 2p. S pătrat minus 2p. Și minus p de aici. Și e cam mai departe cu s. Pentru că s pătrat minus 3p, ești neatent. Și mulțim și s la 3 minus 3p s. Egal cu s la 3 minus 3p s. Așa că voi continua aici să lucrez și egalul de desubt, cu cine voi spune, egalul linii fracții. Log x-ul la 3 plus x2 la 3, voi spune s la 3 minus 3 pe s. 3 pe s. Minus 2 pe pătrat. Supra. Unde s-ul și p-ul îl știu de data trecută. Deci am exprimat relația dată, s-ul p. Cu S și P, știu. Nu mai continuă, rămâne să terminați voi acasă. Cum locuim pe S și pe P, atunci apare expresia numai în el. Mai departe, să se determine M. Iată încă formulă. Să se determine M știind că distanța dintre punctele în care graficul taie axa X egal cu 5. Distanța dintre punctele în care graficul taie axa X este egal cu 5. Ei, noi să spunem așa, ca să scriem că apare o chestie, cum cu distanța, cum spunem. O să zicem că graficul F taie axa XX' și egal cu punctul A. Par de coordonate, ce coordonate are punctul A? 0. Păi dacă pe axa X are X-ul, are de coordonate X-ul și 0. E o rădăcină locului pe axa X. Și graficul el interpretează X-X' egal punctul B de coordonate X2 și 0. Graficul F taie axa X-ilor. În cel de-al doilea punct, pe coordonate X2 și 0. Pe axa X-ul, tot timpul, Y este 0. Pe axa X-ul, Y este 0. Și lasă așa. Să se afle M, știi că distanța între cele două puncte, da? Între cele două puncte, adică segmentul AB, 1 ori 2, deci, nu? Asta înseamnă, este egal cu segmentul 5. Iată că acum am scris. Dar cine se are modul de x2 minus x1? Că dacă ar fi să vă imaginați, graficul a doua mai aici, ăsta este x1, ăsta este x2, ca să aflu distanța dintre cele două, din x2 am scăzut pe x1 și depinde cu pe cine am notat x1 și x2, de ce am la modul? Egal cu 5. Modul de x1, x2 egal cu 5. Ei, dacă am reușit să punctez așa, că distanța e egală cu 5, iată, dacă așa, dacă aș reuși, visez acum, dacă aș reuși să aranjez pe asta, dacă aș fi pe X-ul și X-2, dar nu le știu, sunt funcții de ele. Cred că cel mai cinstit se întâmplă la pătrat.
și modulul la pătrat dispare și atunci apare relația asta, echivalentul. Da, 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 nu știu pe X1 și X2 cum se comportă cu tații ceva ca cei creștesc. Nu știu pe X1 și X2. Dar dacă ridicăm la pătrat, apare X1 pătrat plus X2 pătrat minus de 2 ori X1 minus 2. Minus, nu? Minus din cauza aia. Deci prima dată. Minus de 2 ori X1 minus 2. Și ce noci mi-a apărut? X1 pătrat plus X2 pătrat. Știu cum se scrie. Cum se scrie X1 pătrat plus X2 pătrat? S pătrat minus 2P. S pătrat minus 2P. Minus 2P în motivare. Adică S pătrat minus 4P. Exact. Unde S? Ia de relația, după aceea de scrie. S pătrat minus 4P. Egal cu 25, unde ies am spus că este egal cu cine? Ies egal cu minus B supra A, mai scris-o, egal cu concret, egal cu 7N plus 2 supra 2N plus 3. Iar produsul egal cu C supra A? 4 plus 5. Da. Și în legătură cu numărul de să lucrezi pe X pe P și apar în ecuație N. Și se rezolvă ecuația N și cu asta problema este din nou rezolvată. Să vedem o altă formulare. Amen. Să se determine el, așa încât, deci să găsească el așa încât, între rădăcini să existe ordine. Minus 1, minus 1, mai mic decât X1, mai mic decât 0, mai mic decât X2 și mai mic decât 1. Deci, fiți atenți ce interesantă problemă. Să se găsească el pe care să-l înlocuim. Și după ce îl înlocuim, să rezolvăm ecuația și o rădăcină să fie între minus 1 și 0. Iar altă rădăcină să fie între 0 și 1. Deci una între minus 1 și 0, precis, între minus 1 și 0 și una între 0 și 1. Deci ne amintim aici, sunt o serie de condiții. Iată, mai dă pe X1 și 2 simte. Deci delta strict mai mare ca 0. Probabil de rădăcini distincte. Minus 1 o plenă stânga. A e de minus 1 mai mare ca 0. Cu minus 1 mai mic decât minus B supra... minus B supra 2A. Am terminat-o cu cine? Cu minus 1. 0. Este între rădăcini. A e de 0 mai mic ca 0. Și acum e loc de 1. A e de 1 mai mare ca 0. 1 mai mare decât minus B. Așa. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiții. Un sistem de 6 condiții. Ce înseamnă a de minus 1? Înseamnă a adică 2n plus 3, înseamnă totul cu n cu locul de x cu minus 1. Și să traduc aceste condiții, rezolvarea sistemului respectiv îl conduce la valorul lui n, care, odată locuit aici, și rezolvat de ecuația, vom constata că rădăcina este între minus 1 și 0, cealaltă între 0 și 1. Aici avem poziționarea unor numere în funcție de rădăcini. Iată, un număr când este în stânga rădăcinilor. Un număr este în stânga rădăcinilor când A de valoarea respectivă este mai mare ca 0. Și tot așa și în dreapta A de număr mare ca 0. Iar ca să fie valoarea în
dreptate schimbă mai mică decât mijlocul între X1 și X2. Dar mijlocul între X1 și X2 este X-ul vârfului, care este minus B supra 2A. E, și aceste condiții rezolvate, nu întâmplător am încercat să trecem în revistă aceste lucruri. Iată cum sună un subiect care a fost gândit pentru bacalaureat. Deci un posibil subiect. Are următoarea formulare, ce face? Fie e prin DCM de X, vă rog să fiți foarte atenți, să vedeți că tot ce am făcut trebuie să știți acum. Fie e prin DCM de X, se calcă M plus 1, M plus 1 în paranteză ori X pătrat, minus 2 pe lângă M plus 3 ori X, minus 2 pe lângă M plus 3 ori X, plus 2 M plus 3. Prima întrebare. 1. Pentru ce valoarea lui e egală cu cine? Ecuația rădăcină pe x1 egal cu minus 1. Deci, pentru ce valoarea lui x1 egal cu minus 1 este rădăcină? X1 egal cu minus 1, rădăcină. Rădăcină pentru ecuația de mai sus. Pentru cine? Pentru fm de x egal cu 0. Deci, rădăcină pentru fn de x egal cu 0. Ce fără? Ce înseamnă că x este rădăcină? Ce face ea dacă e rădăcină? Deci, pentru că e face, vom trebui să spunem minus 1. Urmează, mâl plus 1. Deci, ne spunem cu mâl plus 1. Mâl plus 1 ori minus 1 la pătrat. Minus 2 pe lângă mâl plus 3 ori. Ori minus 1. Deci am făcut x cu minus 1. E doar la elefant, e egal cu 0, nu? 4 în 5 e... 50. Plus... 10 egal cu 0. De unde ne-am spus, e egal cu 1, minus 2. La întrebarea asta sunt următoarele variante. Minus 1 este 1, 2, minus 2 și 5. Deci minus 2 este varianta. Da? Deci, este testul de tip grilă, exact cum l-așteptați. Deci, una dintre cele patru variante, ea rămâne egal cu minus 2 este corect. Punctul următor. Să se găsească valoarele de el, e egal cu cine, așa că 3x2 egal cu 7 supra x1. 3x2 egal cu 7 supra x1. Cine sunt de valoarele de el? Că 3x2 egal cu 7 supra x1. Aflăm produsul de aici. Deci aici, dacă aducem aceeași metodă, ar fi echivalent cu 3x1 x2 egal cu 7. 3x1 x2 egal cu 7. Ceea ce ar însemna că 3b egal cu 7. Unde 3 egal cu? P egal cu minus b. Păi, calculăm. Cât pe o este? Ce pe a? P egal cu C supra A. Deci 6M plus 9 supra M plus 1 egal cu cât? Cu 7. Cu 7. P3. 7 pe 3 de la. Da, da, am făcut 3 acolo. A. Dar nu-i bine spus, tu e egal cu C pe A egal cu. Atunci nu mai cu egal. Înseamnă 3 egal cu 7. Echivalent, atunci la aceeași
înseamnă că e egal cu L. Variante al lui El. 5, minus 2, 0 și 2. 2. Deci după ce am rezolvat, clar că am ales varianta corectă. Da, e egal cu 2. Iată ce a fost aici. Ideea de a aduce la acea jucăr, să vadă produsul și tot a fost la îndemână. Dar știa că produsul e egal cu CTA. Altfel avea nicio șansă. Da? Fără vorbura. Un alt punct. 3. Să găsească valorile de linie pentru care ecuația este verificată de un singur număr real. Fii atenți. Să se găsească valorile lui E, pentru care ecuația este verificată de un singur număr real. Are o singură rădăcină. Este verificată de un... Nu o să spună, încât ecuația se admită rădăcini egale, le formulează așa pe la autor, încât se desfată din mână. Deci de care v-au pus el. Așa încât există, așa încât X-ul egal cu X2. Așa încât X-ul egal cu X2. Și cine e ultima vreme, dreptul egal cu ăsta. Dreptul egal cu ăsta, ce înseamnă? Fără de dreptul, hai de dreptul. Haideți să vedeți bătate, da? E plus 3 tot la pătrat. Dar cum e plus 3 tot la pătrat? Minus AC. Nu plus 1. De lângă 2 tot plus 3. Am un pic de dreptate jumătate. Ce da, deci este m pătrat plus 6 m plus 9 minus 2 m pătrat minus 5 m și minus 6 minus 3. Deci este minus m pătrat plus m și plus 6 egal 0. Egal cu 0. Asta este delta. Și delta a spus egal 0. Și acum la urmă lui m. Plus minus 24. 4, 6, 24. Trebuie să-i condutați, păi vreți să-l aflu durată, nu? Păi, minus 1 plus minus radical din 1. De prin pătrat cu 1. Plus 4, 6, 24. E durată, nu? Totul suma, minus 2. Și ăla pe nu e egal cu minus 1 plus 5 suma minus 2. 2. Da? Minus 1 minus 5 supra minus 2. 3. Deci valoarele lui M sunt 2 și 3. S-a greșit de la 1. Da, minus 2. Minus 2 și 3. Valoarele lui M sunt minus 2 și 3. Să vedem o dată dacă... Ce variante ne oferă autorul? Deci spune așa. Perechile sunt minus 1 doar, apoi minus 1, minus 2, 3, apoi minus 2 și 3 și apoi 9. Deci singura perechi care ne este minus 2 și 3. Aici se spărgea formula, autorul a formulat-o așa. Să se găsească valorile lui E, astfel încât o singură valoare să fie cea care să verifice. Eu mai puteam spune așa. Să se găsească valorile lui M, pentru care vârful parabolei să fie pe axa ieșilor. Când spuneam vârful parabolei pe axa ieșilor,
însemna că Y cu vârful e egal cu 0. 0. Pe axa X-ilor, cu Y cu punctul respectiv este 0. Și spuneam, Y cu vârful egal 0, însemna minus delta asupra 4A egal 0. Minus delta asupra 4A egal 0, însemna, scrie, minus delta asupra 4A. Mai întâi scrie așa, Y cu vârful egal 0, Y cu vârful egal 0 echivale, minus delta asupra 4A egal 0, și cât o fracție este 0, numărătorul e 0. De acolo delta egal cu 0. Iată aceeași formulare, ca și cum aș fi zis, rădăcine egală. O altă, altă formulare, dar același obiectiv am. Delta egal cu 0. Punctul următor. Găsiți toate perechile de numere A și B. Haideți să vedem, interesant. Să găsim toate perechile de numere A și B. Așa că A pe lângă X1 plus X2. A pe lângă X1 plus X2. Plus B pe lângă X1 ori X2. Să fie independentă de M, expresia asta. Așa. Independent, să fie, ca să fie independentă, să fie independentă, independentă de M. Deci să găsim toate perechile A și B, astfel încât expresia asta, să fie independentă de M. Ce credeți că mă face? O lui X-ul și X-ul. Deci vine A, A mulțit cu suma. Suma cât este? 2N plus 3 supra N plus 1 plus B ori produsul. 2N plus 3 dar aici e 2 plus 3 plus 6 plus 6 acolo e bine. E la mai departe. Lucrăm la expresia asta. Da. Da. Totul supra N plus 1. E ca mai departe cu M pe lângă 2A. Da. 3B, totul supra. Nu, 3B plus, e vrei să dai un 3 atunci. 2B, plus, 2B, mai a fost 2B, în paranteză. Dar e un fapt. Dar e un fapt. A, a fost, mai la dreapta. Deci 2A, N, 2B, s-a scos pe M și... Corect, totul supra, totul sub. Mergem mai departe. Egal cu. O să distribuim pe el, să spunem la perechea asta și la perechea cealaltă. Scoate și un 2 factor, hai să spunem 2 pe lângă, 2 pe lângă. Pe lângă A plus B. Da. Plus B. Plus 3 pe lângă B plus 2 A. Deci, expresia E, E, este independentă de M. E de M egală cu, scriu încă o dată, E de M egală cu întrebarea este următoare. Care sunt perechile A și B? Așa încât expresia să nu mai fie dependentă de el. Să nu mai rămâne ceva în el. Deci, simțiți nevoia să spuneți A plus B egal cu 0, A ura, așa spune el. Și B plus 2 egal cu 0. Sau să iei că lângă B plus 2 egal cu 0. Sau să nu spunem asta. Dar de ce? Iau un colegul vostru. Păi dacă nu... Stai să vedem. Eu nu este de acord. Aici se înțelege. Aici se înțelege de ce este. Pentru că dispare el, nu?
egal ca A egal cu minus D aici. Dispare egal, dar noi 3 B plus 2 A și 4 plus 1. Și nu e rămâne expresia E de E? Ca să nu mai fie nimic, să nu mai existe dependentă de ea, trebuie și să scrii tot 0. Ca să fie 0 pe ceva? Deci să fie și ăsta 0 și ăsta scrie 0. Că atunci expresia nu mai rămâne dependentă de ea. În rest, expresia rămâne dependentă de ea. În altă situație. Deci, spuneți, nu depinde de ea, dacă și numai dacă. Deci expresia nu depinde de ea, dacă și numai dacă avem. Ce avem? A plus B. A plus B egal cu 0. Și I de desubt 3. Da? Adică, mai precis sistem, un sistem de două ecuații, 3 de față din 0, rămâne doar A plus B egal 0. Și B plus 2A egal cu 0. Hai să vedem. Da. A egal cu 0. Da. B plus... deci ar fi perechea care ar fi 0, 0. Deci perechea care se pare că mă interesează este perechea 0, 0. Să vedem dacă această pereche este cea care o găsim printre variantele care le propune autorul. Deci variantele pe care mi le propune autorul sunt următoare. 1 minus 4, 2 minus 1, 3, 4, A minus 4, A și minus 1, 4, 1, 4. Niciuna. Profesor, da. Când am mulțit cu minus 1, vine minus B, minus A. Dar nu e influența la supravalorii noi A. Deci tot A egal cu A este 0. Dacă am găsit pe A egal cu 0 și B egal cu 0. Deci ar fi perechea A, A 0 pe 0. Din păcate, niciuna din aceste nu avem. Să fi greșit noi undeva. Deci ne întrebăm dacă aș fi luat o greșeală în raționament. Ia să vedem. Încă o dată. Da? Hai să urmărim încă o dată raționamentul. Deci expresia a fost așa. A înmulțit cu x1 plus x2. Da? A pe lângă x1 plus x2 plus B pe lângă cine? X1 x2. B x1 x2. Și și-i păcat în mare, mă rog. Dar cât a fost corect acolo. Hai să mai reluăm cu rază. A înmulțit cu... da. A înmulțit cu cine? Cu suma. Păi, în loc de sumă, trebuia să spui cât e suma? 2 pe lângă iar nu plus 3. Nu ți-a minus 2? Dar suma cu ce este egal? Cu minus 2 pe A. Și minusul din formulă și cu ceea ce avem acum, 2 pe lângă nu plus 3, suma e plus 1. Plus B înmulțit cu... așa. Egal mai departe. Să lucrăm la expresie. Egală cu... A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Totul supra. Doi A, M, plus 6 A, plus 4 B, M. Urmărim încă o dată capul, să vedem dacă am greșit undeva la capul. Totul supra e plus 1. Plus 6 A. Da, încă o dată,
sottraiamo un fattore per il A plus B, e qual è? Plus 3 per B, B plus 2A, questo è qual è? Nutte linee di 1. Este fals să nu mai A plus B egal 0. Este fals. De ce este fals? Pentru că dacă nu mai A plus B egal cu 0, dacă nu mai A plus B egal cu 0, înseamnă de aici cât este A? A egal cu minus B. Și atunci expresia e va fi egal cu 3 pe lângă B plus 2A cum A e minus B. B minus 2B supra rămâne în plusul ăsta. Supra e în plusul. Deci nu e corect să spun că nu mai depinde de T, ci de T. Depinde cu adevărat de T. Și fiind de T, rămâne ca o expresie în plus, trebuie să o ia și mai este egal cu 0, mă rog. Altfel nu pot să scap de mult. Nu am altă nu. Este evaluare dată de autor, probabil că a rezolvat o spraf într-o greșeală și n-am luat în seamă că mai departe de desfăria și faci 3 calță. Deci corect este 0, 0. Numai atunci cu depinde de el. În rest, rămâne el un anumitor. N-am cum scăpa de el. Da. Și să vedem o altă formulare tot aici. Asta a fost formularea 4. Nu 5 a fost asta. Da? Acum am avea 5. Să determine M. M a rație lui 0. Pentru care ecuația are rădăcini reale. Deci să găsească M din 0. Pentru care ecuația anumite rădăcini reale. Există X-ul în fel real. Care sunt valori în M când se există să ducem real? Păi, mai întâi, când există rădăcini reale la o ecuație? Delta mai mare poate că 0. Deci, de bani, delta mai mare poate că 0. Delta mai mare egal cu 0, să-l calculăm pe delta de ce B pătrat minus 4 la C egal cu... Hai să luăm pe jumătate. E pătrat cu C plus 6. E pătrat cu C plus 6. Minus E pătrat. Minus E pătrat. Plus E. Plus 6. Minus E pătrat. Plus E plus. Da? Da? E un regal. N-am avea de ce de fapt. Minus 10 și trec, da? Minus 10 și trec sau 10? Minus 10 și trec. Minus 2 și 3. Deci e unul 2 egal cu minus 2, respectiv 3. Face tabelul de variația singură. De te interesa delta mai mare ca 0. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 și 3. Deci, până la 3, da? 3.
întreba autorul care sunt numele întregi pentru care să se întâmple chestia asta. Răspunsul îl aveți acum. Deci cu valoare întregi sunt acestea care le-ați găsit. Deci toți întregii de la minus 2 la 3. Punctul următor, 6, să se găsească valoarea lui M pentru care motor din X1 egal cu motor din X2. Motor din X1 egal cu motor din X2. Deci motor din X1 egal cu motor din X2 când? Da? Când o ecuație a rădăcini în motor egal? Adică ar fi așa, una, doi și alta minus, bă. Doi, da. Deoarece o puse când? Când suma este 0. Deci cerem delta mai mare ca 0, ca să fie rădăcini distincte. Suma mai mare ca 0. Delta mai mare ca 0. Și de sub? Și este la 0, sigur. Ia să vedem. Doi în 6. Adică e egal cu cât? Bine? E egal cu minus 3. E egal cu minus 3, dar delta mai mare ca 0. Înseamnă că eu aparține cu ele de la mea. Minus 2, 3. Cum de sub tema aparține lui minus 2, 3? Minus 2, 3 închis. Mă, cum o să spune la mama legale, însă. Ca să fii și vreo ce credeți. Rezultă, este legal cu... Este egal cu minus 3, aparține? Nu. Rezultă, el aparține mulțime infinite. Pentru mine, nu găsim nicio rădăcină, cred că... Nu găsim nicio valoare a lui M, încât să fie modul din X1 egal cu modul din X2. Punctul 7. Să se afle locul geometric al vârfurilor parabole. Să se afle locul geometric al vârfurilor parabole. La fiecare valoare a lui M am un vârf. Alte un alt vârf. Toate punctele, toate vârfurile vor determina ceva în plan. Și acum se pune cum ați găsit figura respectivă. Zice, x-ul vârfului este egal cu minus b supra a. X-ul vârfului egal cu minus b supra a. Supra 2, da? Supra 2, da? Și y-ul vârfului egal cu minus delta supra 4 a. Ei, echivalent. X egal cu minus B supra 2 a în cazul de noi M plus 2. Că e 2 a. 2 M plus 2. Y cu vârful egal cu M pătrat minus M minus 6. Egal cu M pătrat din cauza minusul. Ne bați M pătrat minus M minus 6. Da? Minus 6. Supra delta, că l-am făcut mai înainte, era minus M pătrat plus M plus 6. Și minusul 4 plus 4. Ei, acum să vedeți ce e interesant lucru. Voi scoate pe M dintr-o imagine cu lătura a doua. Și apare o relație în X și Y. Relația aceea X și Y va fi tocmai relația care indică locul geometric al vârfurilor parabolelor. Deci, spuneți, prin eliminarea lui M, prin eliminarea parametrului M, se obține ecuația locului geometric. Se obține ecuația locului geometric. Aici. Atunci, în așa zi, tot bine. Nu mai e cu X.
cifre X, să vă înțeleg ce cază. X pe lângă 2 în plus 2. 2 în plus 2 cu 6. Hai, stai, cum vă simt tot pentru 2, deci se spate pe M, deci 2 X, X M plus X. X M minus M egal cu 3 minus X. De unde M? Pe lângă X minus 1. Așa că X de 1. X de 1. Și acum cu M-ul acesta, ne ducem în sus și găsim în ecuația. Bine, Y egal cu? Y egal cu... minus 1. Da. Minus. 3 minus X minus 1. Minus 6. Totul supra. 4 ori 3. 4 pe lângă. 4 pe lângă. Și acum se lucrează și ecuația, relația care o găsim în Y și X va fi ecuația locului geometric. Bine, de să obține, de fapt, e să obțină o dreaptă, adică să găsești o funcție de gradul de gradul 1 sau să găsești una de gradul 2. Pentru că locul geometric este o parabolă sau este, locul geometric este o dreaptă. De ce? Locul geometric al punctelor, vârfurilor, parabolilor, va fi fie o dreaptă, fie o parabolă. Ideea care este? Dintre cele două relații se elimină parametrul M. Și astfel apare legătura între X și Y. Legătura între X și Y indică ecuația locului geometric căutat. Observați, observați că prima parte aceea pregătitoare s-a regăsit în o parte din chestiunile care au apărut în acest test pe care autorul l-a imaginat. Sigur că vedea că în toate ieșirile care apar, în testele care se propun, dacă există o pregătire temeinică a materiei, dacă există, deci, repet, o pregătire temeinică, toate testele care apar sunt la îndemâna voastră. Dacă sunt slăbiciuni, atunci nu ai nicio reacție. Deci nu știi ce și cum să faci, iată noutăți, cum a fost aici, locul geometric. Nu vă gândeați, iată noutăți, puncte fixe, iată foarte multe noutăți. Lecția de astăzi, așa sinteză la clasa a noua, am reușit să trec prin sisteme, ecuații raționale și funcția de gradul 2, a cărui coeficienți, a cărui coeficienți depind de parametru, am format diverse probleme în legătură. Atât.